care explică de ce civilizațiile nu ar intra în contact cu noi. În primul rând, poftim? Nu vă aud. A, ajungem și acolo. Prima problemă ar fi de ce să comunice cu noi. Adică gândiți-vă că și noi evităm să comunicăm cu anumite triburi primitive din Amazon. Pe de o parte să le conservăm cultura și civilizația și pe de altă parte pentru că ar fi un șoc pentru ei. Adică plus că nici ei nu-și închipuie unde am putea fi noi. Un trib izolat, de exemplu, din Amazon, se gândește unde sunt ceilalți. Și se gândește numai că, probabil sunt prin junglă pe aici, dar nu văd pe nimeni. Nu-și închipuie că alți oameni și-ar putea construi orașe în deșert. Da? Pentru că iau totul din perspectiva lor și ale resurselor de care au ei nevoie. O altă ipoteză, care este favorita mea, este ipoteza transcendenței. Dacă ajungi la un nivel suficient de mare, de suficient de avansat tehnologic, poți deja să-ți transferi întreaga societate într-un mediu virtual. O asemenea societate ar avea un impact mult mai scăzut asupra mediului, ar consuma mult mai puțin, ar putea trăi veșnic, n-ar fi afectată de boli persoana respectivă și ar putea chiar să se apuce de zbor interstelar fără să trebuiască, bineînțeles, să se gândească la condițiile absolut atroce prin care trebuie să treacă un om în carne și oase sau un extraterestru în carne și oase dacă se apucă să zboare interstelar. O civilizație bazată pe lume virtuală ar putea mult mai ușor să facă asemenea drumuri. Dacă civilizațiile respective se află deja în lumii virtuale, atunci n-au nicio motivație să comunice cu noi în mod direct. Totul se petrece încapsulat acolo unde se află și ei sunt poate interesați doar să observe, nu și să își arate prezența. Știu că asta este o ipoteză puțin cam extremă, dar gândiți-vă puțin. Dacă ești o civilizație cu capacitate de zbor interstelar, da? Și ești metodică, da? Și vrei să ai acces la resurse, unde te duci? Toate filmele SF arată extraterestri invadând planete și prostii de genul ăsta, dar planetele sunt doar o miime, este ca masă și energie, doar o miime din masa stelelor. Stelele ar fi ținta unei civilizații care vrea să se extindă metodic. Și ar fi imposibil de observat asemenea civilizații, fiind prin sens semnalele lor fiind înnecate de activitatea stelară. În fine, ne gândim acum la civilizații care au rezistat timp de milioane de ani. Ce reprezintă pentru asemenea civilizații 10.000 de ani? Mai nimic. Deci dacă au ajuns în trecut la noi și ne-au vizitat acum 10.000 de ani, nu era, din punctul lor de vedere, aici nu exista o civilizație pe atunci. Nu suntem de interes. Deci, au trecut, ne-au observat, au mers mai departe. În fine, există și ipoteza cea mai sumbră. Aceea că o civilizație se stinge repede și din cauza asta nu putem comunica cu alte civilizații, pentru că, pur și simplu, nu există un timp de suprapunere între două din ele. Această ipoteză sumbră, din fericire, deocamdată nu este sprijinită de vreo statistică din istoria Pământului, da? Dacă filtrul se află în față, vom vedea. Singura noastră șansă să confirmăm sau să infirmăm această ipoteză este să depistăm așa numiții necromarkeri, adică urme ale civilizațiilor extraterestre stinse. Ceea ce, bineînțeles, este, după părerea mea, imposibil la ora actuală, decât dacă nu știu ce civilizație a lăsat un soi de urmă sau trece printr-un război al căror urme electromagnetice pot să ajungă la Pământ și să depistăm. Astea sunt lucruri puțin probabile. Da. În fine, astea sunt ipotezele pe care le-am adus în față. Vă mulțumesc pentru atenție.